Le-am întors la cuțite. S-au pus pe masă farfuriile. Se degustă mai spre cină cu cei mai matinali prieteni și vecini de la Neața cu Răzvan și Dani. Ce bine îmi pare că ați acceptat invitația noastră și că sunteți toți aici. Primele farfurii pe care voi le veți primi sunt făcute de șefi. Doamne ajută! Șefii noștri au schimbat cele mai multe păreri despre cum se gătește și se pune mâncarea în farfurie în momentul ăsta. În România au făcut o mare schimbare, trebuie să recunoaștem. E o schimbare de cultură. Mulțumesc! Hai că-l ducem, mă! Bă, Daniela! Băi! Gata! Ia, rup! Da, a pornit banda! Mai repede nu merge? Nu am nicio emoție când îmi pleacă farfurile către jurați, nici cea mai mică emoție. Astăzi cred că o să ia și Dumitrescu mai multe farfurii de... Bună, deci mi-mi doresc să ia două. Ce poate să se întâmple mai rău decât data trecută am luat-o la 0? N-are cum să se mai întâmple iarăși să mi iau la 0. Wow, super! Cu farfuria roșie, da? Vă doresc poftă bună, dragii mei! Oh my God, e bun! Eu am gustat mai întâi reducția, sau sosul acela, cum îi zic șefii acum, reducția. Mi-a plăcut foarte mult. Shrimpul sau crevetele tempura l-aș fi făcut cu o crustă mai fină. Crevetele, mi-a plăcut sosul de mărar, mi s-a părut echilibrat și eu mănânc pește destul de des. Mamă, eu n-aș păi rău de tot, de ce este crud. Ia-ți o bucățică mică dacă nu mă crezi. Haide, mă, m-am muncit aici, băi. Deci este crud, peștele e crud. Aș dori să nu vă influențați. Fiecare să voteze așa cum simte el. Mulți au zis că a fost somonul nefăcut și cred că a fost nefăcut, dar mie mi-a plăcut. Am gustat, nu știu în ce tehnică, cum l-a făcut el, dar mie mi-a plăcut. Băi, Cătălină, ai muncit ca la balamuc. Te-am văzut. Boia ceva. Acolo, cine vrea puțin mai picat? Doar boia, iute? Farfuria mea este senzațională, gustoasă, foarte arătoasă. Crevetele lui Catalin Bonicel, că era prin pancă odată, așa, un crevete prăjit, marinat, așa, poate prea mult soia. Zic că somonul mai trebuia marinat. E o combinație de gust mișto la el acolo, e ceva proaspăt, e bun, foarte gustos. Gata, ai terminat cu farfuria roșie? Da. Ai gustat din toți, ai făcut-o părere, da? Da? Poți trece la următoarea farfurie, la cea mov, atunci? Asta, da, e altceva mult mai bun, asta. Un pește foarte, foarte bun, crevete, la fel foarte gustos erau și cred că mai avea ceva din cartofi dulci, nu știu, foarte bune au fost. Pot să zic că e un pic dificil din punctul meu de vedere să nimerești invitații cu pește, cu fructe de mare, pentru că sunt foarte mulți care le resping, din păcate. Sunt crescută la țară, cu mâncare tradițională, ca să zic așa. Și am rămas pe gustul ăsta, chiar dacă am crescut și am ajuns în alte cercuri și în alt ritm de viață. Mamă, că Ciofran a pus bogăție la ăștia, mă! Da. Codul foarte bun, cinstit, nu te deranjează, sparanghelul foarte bine pregătit. Băi, bună, rău, farfurie, bă. E frește un sos, știu. Eu voiam să fac sos olandez și am uitat. Da. Am uitat de sos olandez. Lasă-mă termină că de sezonul trecut nu se mai pune sos în mâncare. Zic că asta e nașis. M-am luat cu țuica, cu vinul, cu cântatul. Îmi place viața mai mult decât sos olandez. Ce să fac? Să știi că te poți întoarce oricând la celelalte farfurii. Păi nu mai am la ce. Dar nu cântăm mulți ani trăiască dacă e cu tort? Aș fi pus crema de ciocolată invers, nu asta de vanilie deasupra. Pentru că au consistențe diferite, iar atunci când tai cu lingurița sau cu furculița, crema de la mijloc fiind puțin mai moale, respectiv crema de vanilie, se împrăștie. Putem să dăm banda și înapoi sau merge numai așa? Adică de... numai încolo. Mă gândesc tot timpul că prima și ultima impresie contează și desertul fiind ultima impresie a fost dumnezeiesc. L-am mâncat pe tot, m-au mai oprit colegii. Cremele foarte bune, foarte interesante pentru mine. Blatul, în schimb, n-a fost pe gustul meu. Aș fi contrabalansat cu ceva mai biscuitos, așa, sau mai hotărât. Deci ce prăjiturică e, Florin? Tată, la bază e pandișpanul, crema de mascarpone și ciocolată ganache. Auzi, mă, am și o întrebare. A? Nu puteai, mă, să le însiropezi mai mult. La cât ai bătut la cremele alea, că te-am văzut, ai transferat ca un nebun? Da, mă, că e bun. Dar cine a zis, mă, că e rău? Desertul este cum așteptam. E prăjiturică. E bun. Ciocolata se simte, e ciocolătos. Crema de mascarpone, senzațională. E bun, e un desert bun. Dulce, ok. Ah, că ne pricepeam noi să facem dulciuri. Cam toți pe acolo. Gina, dar mi se pare corect să compari un desert cu un pește. Nu pot să le votez amândouă? Nu, trebuie să votați o singură farfurie, știu. Doar farfuria colorată, cum a mai spus Dani. Mulțumesc. Știam, am vrut să te verific. Ok. Momentan sunt în dubiu. Nu te uita în stânga și dreapta. Am mâncat din mâna fiecăruia, asta e foarte important și cumva încercam să-mi dau seama care cine e. Și numai când mă gândesc la acea farfurie, mi se face din nou foame. Unele farfurii îți iau într-adevăr ochii și simțurile, dar pentru mine, dacă nu pot defini care e mireasa sau sărbătoritul, n-am ce să povestesc.